dacă îl vezi pe Santi în afara casei tale la ora 3 dimineața, trebuie urgent să închizi toate geamurile, să încui ușa și să te ascunzi, pentru că astăzi ne jucăm noul joc Senti is Home, un joc în care Moș Crăciun vine la tine acasă și se întâmplă ceva foarte ciudat. Nu știm exact despre ce este vorba, dar vom afla în cele ce urmează, așa că nu uita să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și e genul ăla de joc în care sunt multiple endinguri. adică în funcție de ce faci în joc, poți să primești good ending, bad ending etc. Așa că hai să nu mai stăm foarte mult la vorbă, îi dăm aici pe play să vedem despre ce este vorba mai exact. Am înțeles că e ceva cu Moș Crăciun, deși a trecut uh, Crăciunul, dar n-are importanță, acum s-a lansat jocul, așa că ia să vedem. 25 decembrie 2002 la ora 1 dimineața și bate cineva la ușă, uh, nu știm exact cine e, dar hai să vedem. E prea devreme pentru asta Zoe, nu știu cine este Zoe, uh, hai să vedem că am primit aici o scrisoare. Care ești, mă, care dai cu scrisori aici? A, ia să vedem. Care ești cu scrisorile? Deci o scrisoare de la fica caracterului principal pe care îl jucăm noi în episodul de astăzi. Și aparent ea s-a dus cu Moș Crăciun sau cel puțin ea crede că este Moș Crăciun într-o călătorie drăguță. Nu știu exact unde s-a dus sau cu cine s-a dus, dar ăla cu siguranță nu era Moș Crăciun. Îi zice Santi, adică un fel de Moș Crăciun, dar el în momentul în care se întoarcă aici vrea un cadou și iată ce își dorește și mi-a dat un fel de wishlist, ce își dorește el când vine. Dacă nu reușești să faci jos de toate itemele, nu o să mă mai vezi și să nu sunt la poliție. Ok, cu multă iubire Zoe. Și ai grijă, Senti te urmărește mereu. Senti. Eu credeam că e despre Moș Crăciun, dar nu știu cine este acest Senti. Zoe? E, e, o glumă cumva sau ce asta? Hai să vedem. Deci am nevoie de... Cookies, prăjituri, lapte cald, o bomboană de aia de Crăciun, un clopoțel și niște șosete. Ok? Înainte să continuăm cu acest episod, vreau neapărat să apăsăm cu toții pe butonașul de like și o să vă dau un piculeț de timp liber să vedem cât de multe like-uri se vor strânge. Deci fiți atenți, eu am să plec de la calculator, vă las pe voi aici singuri să apăsați pe butonașul de like și când mă întorc vreau să văd cât de multe like-uri s-au strâns, bine? Fiți am plecat de la calculator și vă aștept să apăsați pe butonașul de like. Gata, am întors. Sper că ați apăsat și voi acolo pe acel butonaj de like. Și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Camera lui Zoe. Uite aici am găsit una dintre, una dintre chestii. Candy Cane. Hai să vedem ce are Zoe prin cameră. Păi pe ce? Pentru că ceva foarte suspect la mijloc se întâmplă. Ok. Pe 1 decembrie l-a întâlnit pe Senti pe stradă și i-a zis că este Senti adevăratul. Așa că... Și că urmează să îi dea cadouri. Dar nu e ok. Nu e ok deloc. Iar ăsta nu pare a Moș Crăciun. Adică scuzați-mă, dar eu l-am văzut pe Moș Crăciun prin diferite filme. Nu este asta, Nu arată așa. Zoe, e o glumă cumva sau ce se întâmplă aici? Ia să vedem. 23 decembrie când a făcut desenul ăsta și spune că abia așteaptă să vină Santi, adică Moș Crăciun între ghilimele Santi, să-i dea cadouri. Hmm. Ok, asta e familia noastră aici. A? Ce s-a auzit? Bă, s-a auzit ceva și e întunecos aici în casă, nu știu ce să zic, dacă vine Santi ăsta, mă simt ca și cum ar fi omul de la geam, știi? Că îți dă așa un feeling Exact ca și cum ar fi omul de la geam. Hai să vedem ăsta, nu știu dacă l-am văzut. Cred că noi am văzut pe alălaltă. M-am întâlnit într-o zi cu Senti și m-a întrebat unde este casa mea ca să știu unde să vină cu cadourile. No, nu e bine deloc. Nu e bine deloc că stai un străin, nu știu cine e, dar nu e Moș și în niciun caz. Moș nu știe unde stai, deci nu e nicio problemă că știu unde să vină să vină cu cadourile. Nu știu cine este acest Senti, dar nu miroase bine. Ok. Noi să vedem. Deci avem nevoie de următoarele chestii Și trebuie să le punem aici Ca să putem să o vedem pe Zoe din nou 2 centi from mommy and Zoe Ok, deci avem nevoie așa Cookies, prăjiturele Unde găsim prăjiturele? Aici am găsit lapte deci, probabil, Aha, o să avem nevoie de lapte I need a cup ah, Deci trebuie să facem laptele aici pentru că avem nevoie de lapte cald Păi dacă tot le avem Hai să-l facem, zic Hai să pun laptele înapoi Am zis să-l pun înapoi, nu pe jos ne că asta funcționează. Laptele trebuie să fie cald. L-am pus la cuptorul cu microunde. Ok, Zoe, nu știu dacă e o farsă sau ceva, dar să sperăm că e doar o farsă din partea ta și că acest senti nu există. Ok. Am să pun aici. F to drop. Da, trebuie să pice exact acolo. Acum mai am nevoie doar de patru iteme ca să o întâlnesc din nou pe Zoe. De ce bradul ăsta n-are și el luminițe? Văd că sunt niște cadouri aici, dar... Bun, avem nevoie de... Candy cane nu l-am văzut. A, ah, ia uite ce am găsit aici. Bă! E deschisă ușa și sunt niște urme pe jos. Ce? O să jur că am închis ușa. Azi noapte. Cineva a intrat în casa noastră. O, oh, doamne, Zoe! Am um. Cine e ăla? Ăla-i senti cumva? Nu știu că nu prea se vede bine. Aș încerca să dau zoom pe el dacă aș putea. Ia stai și să vedem. Domne, cât de creepy poate să fie. Uitați-vă la el. Mă apropii puțin. Senti, Oh my god. Ok, deci e în casă cu mine Senti ăsta. Și mă urmărește în timp ce eu fac rost de aceste lucruri. Ca să pot să o văd pe Zoe din nou. Într-o situație de genul ăsta cu siguranță ai fi anunțat poliția. Dar Da Cam nasol că s-a deschis ușa asta aici și a intrat Senti cu noi în casă Ia stai că am vorbit din nou aici n a mai apărut de data asta acolo, vedeți? Bun, deci aici avem clopotul și cookie mix Ok, o să avem nevoie de ambele chestii Dar mai întâi clopotul ăsta Să mergem să-l ducem Cookie mix Deci punem clopotul aici Acum mai am nevoie doar de 3 iteme Totuși sunt curios, unde s-a dus ăsta la mine în casă? S-a fi dus în dormitor? Stai să verific puțin dormitoarele. E, e nasul că în jocul ăsta nu poți să alergi. Nu ai nicio posibilitate de a alerga. A, ah, ia uite ce avem noi aici. Stai, ce asta? Astăzi am găsit un vierme la școală. Ok, asta nu are legătură cu povestea. Asta e de pe 12 decembrie, deci nu are nicio legătură. Dar am găsit acest candy cane, care ne va ajuta cu siguranță. E chiar acolo, uitați-vă la el! Ne urmărește de la distanță Bă, lasă-mă în pace O bune zic, uitați-vă la el O să dau zoom din nou pe el să-l vedeți mai bine Nu mă sperie cât mi se pare că e creepy Că practic stă și ne urmărește Ia uitați-vă ce față are Adică ăsta vreți să-mi spuneți mie Că ar trebui să fie moș Crăciun din acest joc? Și uite, când mă apropii de el Mamă, ce față are Uitați-vă ce față are Când mă apropii de el, dispare Asta e foarte ciudat. Măcar stai la discuție, vreau să văd care-i treaba. Ce cauți la mine în casă, în primul rând? Unde este Zoe? Asta trebuie să știm neapărat. Mai avem nevoie de doar de două iteme. Ok, hai să vedem cele două iteme. Deci avem nevoie clar de... Bă, acum e în altă parte, uitați-vă la el. Ce cauți mă acolo? O fi ceva în camera aia? Practic la cred că e dormitorul meu de unde am plecat. Dar uitați-vă cum stă pe după ușă. Ai de gând să stai acolo? Ca idee, jocul este mult mai întunecat decât atât. Adică ce mă joc eu și ce văd eu, este foarte, foarte întunecat și am făcut în așa fel încât voi o să o vedeți mult mai colorat și mult mai luminos ca să înțelegeți ceva, pentru că în joc nu prea, nu prea se înțelege mare lucru. Dar așa puteți să-l vedeți direct pe domnul Senti aici de față. Pentru că altfel, da, se vede super, super mega întunecat jocul acesta. Și dacă vreți să vedeți cam cât de întunecat se vede, hai să vă arăt. Cam așa se vede, fără niciun filtru adăugat de către mine. Deci, aproape, că nu-ți dai seama ce e aici. Și hai să vedeți diferența. Și acum, parcă, parcă e un piculeț altceva. Bun, nu este senti aici. Este doar chestia asta pe care mi-a scris-o Zoe. E ceva pe aici ce m-ar ajuta? Nu cred. Hai să mergem să facem prăjiturile. Pentru că ca să faci prăjiturile trebuie să faci mai multe chestii, că am văzut că era un cookie mix, deci asta înseamnă că trebuie să gătești, efectiv să le gătești, iar acel cookie mix e undeva pe aici, uite -l. Hai luăm cookie mix-ul, nu știu dacă să are de gând să vină și să ne sperie sau ceva de genul ăsta, sper că nu. V-am zis să-mi dă un vibe de omul de la geam, doar că ăsta nu vine să te prindă, Și... mai mult te urmărește. Ok, avem nevoie de un bol mai întâi și l avem chiar aici. Am pus cu chimixul aici. Bun. Punem astea aici prăjiturile. Bolul cred că putem să-l punem, dar nu pe jos. Să-l punem pe masă. Și prăjiturile le băgăm aici. Și s-au băgat la gătit. Între timp, hai să ne mai ducem pe aici prin camere cât se gătesc prăjiturile. Să vedem dacă mai are de gând să apară sau ceva. Deci noi ce avem? Cookies se fac acum. Warm milk. Am făcut rost. Candy Cane am făcut rost și Bell am făcut rost. Mai avem nevoie de șosete care momentan, momentan, nu știu pe unde sunt șosetele, dar uh, mă uitam după Senti să văd. Că de obicei când te duci în alte camere văd că atunci apare. Are o chestie de asta, când te duci în alte camere după aia te trezești cu el pe după vreo ușă. Deci hai să vedem, avem prăjiturile, hai să le punem și pe asta și mai avem nevoie de șosete. Deci șosetele ar fi ultimele iteme. One more item. Asta s-au pus aici, dar văd că le-a le marcat ca și, cum ar fi, ca și cum ar fi bune. Bun, hai să mergem aici. Ceva pe aici? Asta nu cred că ne trebuie. Sau posibil să ne trebuiască pentru ending-ul celălalt. Momentan nu o să folosim. Ia să vedem ce mai avem pe aici prin zonă. În frigider e doar laptele. Da, niște șosete bănuiesc că ar trebui să fie în dormitor, nu? Adică voi unde vă ține șosetele? În dormitor bănuiesc sau dacă aveți dressing de la fancy, dar dar nu merge. M-aș gândi că pe aici ar trebui să fie niște șosete. Sau poate, a, poate șosetele ei. Oare? Da, uite ce merge. Ok. Mai avem încă ceva aici de desenat. Stați așa că aflăm detalii. Spune că l-a întâlnit pe Senti pe data de 20 decembrie și i-a oferit doi viermi de aceștia. Doar că nu erau viermi vii. Ok, o fi fost de aia de pescuit, dar oricum ar fi, nu trebuie să, să accepti chestii de la oameni străini pe care nu-i cunoști și în niciun caz nu trebuie să te încrezi în ei. Deci asta trebuia să-i să, -i, să -i fie explicat părinții înainte. Ok. Uite, am găsit și o sătă. A una singură? A, ah, nu, sunt două. Acum le-am văzut. Ok. Senti, unde ești? Arată-te. Vreau să văd ce se întâmplă aici mai exact nu e senti pe nicăieri. A dispărut de tot. Mă așteptam să apară pe la geamuri sau ceva, dar nu. Hai să punem și ultimul item. Gata, au picat și alea înăuntru. Sper să fie ok, Zoe. Ok. 25 decembrie 2002, aceeași zi. Doar că e la 3 dimineața, deci practic au trecut câteva ore. Zoe, tu ești, tu bați la ușă. Ok, ia să vedem, e Zoe? Prea e Zoe? ce asta? Mi e asta? Mi-e frică să deschid acum, nu știu ce să zic. Care-i treaba? Care-i trebușoara cu acest cadou? Că nu prea l-aș deschide așa, dacă e? Să-l deschidem, să nu-l deschidem? Hai să-l deschidem. Ok, mă așteptam, mă așteptam să fie ceva. Mă gândeam că o să fie ceva, pentru că nu avea cum să nu fie. Dar ap aparent am primit noti ending. Fel de bad ending, pentru că... Dacă era good ending ar fi trebuit să fi scris chestia asta. Iar pe fundal aici se vede fața, cred că e a lui Senti? Nu sunt sigur. Dar hai să încercăm să facem și acel good ending. Să vedem cum putem să ajungem la acel good ending. Și tare cred că are ceva de a face cu ceea ce găsești în baie. Am crezut că era, una, era acolo un item pe care nu l-am folosit deloc. Și de data asta aș vrea să-l folosim. Doar că de data asta eu știu, știu din prima ce am de făcut. Și nici măcar nu cred că trebuie să mai citesc toate astea, adică doar cât mă uit peste ele și efectiv trecem mai departe. Doar că o să trebuiască să aprindem și noi luminile pe aici, că nu prea se vede mare lucru în jocul ăsta, e foarte, foarte întunecos. O să mă uit peste toate astea, chid că le-am văzut, dar gen mă uit așa rapid ca să, na, în caz că trebuie să se activeze ceva, să știm de -o treabă. Și să vedem endingul celălalt. Ok. Adică nu poți să apăs pe asta, ce se întâmplă? Gat. Așa. Uite, astea sunt tot aici. Mă gândeam că se schimbă itemele în funcție de când te joci. Adică gen, dacă eu mă joc acum uh, și, de exemplu, voi vă jucați uh, la voi pe calculator, să fie itemele în alte locații, da? Sau poate sunt. A, nu, cred că chiar sunt. Uite, astea nu erau aici. Poate doar șosetele să fie în același loc, pentru că are logică. Dar în afară de asta, cred că nu. Bun. Aprindem și noi pe aici tot ce trebuie să aprindem. Și deja începem să punem chestiile, pentru că deja știm ce avem de făcut. Punem și o aici. Poftim. Ăsta știm că trebuie să-l facem aici. stai să vedem. Punem aici. Și în acest timp, domnul Senti e undeva pe la noi prin casă, corect? Ia să vedem. Ia, vreau să văd când apare. Uite-l! Oh my god, l-am văzut când a apărut. Credeam că se sponează sau ceva, dar efectiv l-am văzut cum a pus mâna pe după ușă și a intrat la mine în casă. Ok, știm deja că a deschis ușa asta și a intrat. Nu prea îmi convine situația aceasta, domnule Senti, poți să pleci la tine acasă dacă se poate? Aș vrea că aș putea să-l prind efectiv. Că el se ferește să și pleacă de aici și nu mai știi unde e. Uite, opa, a plecat, salut. Aș vrea să -l... Păi să fiu suficient de rapid să pot să-l să văd de aproape. Asta aș vrea, dar din păcate nu avem această opțiune în joc. Așa că vom lua aceste prăjituri și le vom pune aici. Noi deja avem toate itemele aici, dacă vă uitați. Adică cel puțin majoritatea dintre ele sunt aici. De exemplu, clopoțelul, da? l avem și îl punem chiar aici. Poftim. Și am impresia că e ceva ce n-am citit ziarul ăsta de aici. Ia să vedem. Mm, nu mă lasă să-l citesc oare? Se vede așa ceva, are legătură cu ceva, o pădure, cu o tragedie ce s-a întâmplat într-o pădure, nu știu exact, dar nu te las să-l citești, deci probabil nu are legătură cu povestea noastră, cred. Poate este pus doar de design. Hai să punem și asta. Și acum mai avem nevoie doar de un singur item. Și am să bănuiesc că itemul de care avem nevoie este ăsta de aici. Corect? Ia să vedem. L am luat. Și acum l-am pus în cuptorul cu microunde. Bun. Și acum avem nevoie de pahar. Unde-i paharul? A, ah, uite-l aici. Bun. Acum e paharul. Bă, nu. Trebuie să iei laptele. Trebuie să le faci pe toate într-o oarecare ordine. Știi? Pui laptele. Iei paharul. Și acum pui paharul la cuptorul cu microunde, doar că tu ai adăugat și chestia aia din bai. Și hai să vedem. Acum ar trebui să fie diferit. Să schimbă ceva oare dacă fac chestia asta? Stai să mai verificăm o dată situația, înainte să punem ăsta vreau să văd dacă... Uite-l, uite l exact ce ziceam, exact ce ziceam. Apare ca un șmecher pe după perete, nici nu-ți dai seama. Doamne cât de ciudat mi se pare. Deci încă mi se pare extrem, extrem de straniu. Le deci dau un pic de zoom pe el. I-am dat și luminozitatea mai mare. Cred că el e și în finalul jocului. Știți că atunci când se vedea o față pe fundal? Seamnă foarte bine. E nasol că, uite, de dată ce te apropii foarte tare de el, începe și dispare. Și n-ai ce să-i faci, uite. Bă, deci nu, nici măcar. Adică, gândiți-vă că imaginea a fost dată cu zoom. Eu nu eram atât de aproape. Uite cât de aproape eram de el. Cam așa. Adică eram la distanță destul de mare de el. Da, în fine, să zicem. Hai să punem ăsta și să vedem. Și-l punem aici. Ok. Asta ar trebui să fie toate. Te rog să fie ok, Zoe. Ce hai se schimbă ceva de data asta. 25 decembrie 2002, iarăși la ora 3 dimineața. V-am zis că nimic bun nu se întâmplă la 3 dimineața. Deci, da. Zoe, ești tu cumva? Nu se vedem dacă este Zoe. Oh, chiar e Zoe! Ok. Nu e și Senti pe aici, bănuiesc, nu? Zoe, oh, doamne! Bună mamă! Mă bucur din suflet că ești în regulă. Am fost foarte, foarte speriat că nu te-am găsit. Uh, Ți-am zis eu că o să fie ok. Senti a avut grijă de mine. A văzut cadoul pregătit de tine. Și i-a plăcut foarte, foarte mult. Data viitoare te rog să nu mai vorbești cu oamenii necunoscuți. Ok? Ok, mamă. Îmi pare rău. E în regulă, dragă. Mă bucur că ești afară. Și ăsta a fost finalul. Good ending. Nice ending. Și se pare că totul este în regulă. Domnul Senti posibil să fie trimis la închisoare pentru că se dă drept moș Crăciun, dar el de fapt nu este. Și da, ăsta a fost joculețul de astăzi. Un joc foarte interesant. Îmi plac jocurile în care ai multiple endinguri, adică în funcție de ceea ce faci tu în joc, se schimbă povestea, se schimbă finalul jocului. Și asta cred că face un joc foarte interesant și te face să vrei să-l rejoci, adică practic dacă jocul ăsta avea un singur final, nu jucam o singură dată, așa l-am jucat de două ori, ca să vedem ce se întâmplă și dacă ai fi făcut lucrurile diferit. Dar da, ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!